Ai de noi când aceste spuneri întemeitoare, iconice, vor fi dărâmate de unul sau de altul cu vane orgolic, ar putea să facă ceva modern, ceva spectaculos, ceva care să depășească. Sunt lucruri care nu pot fi depășite. Și trebuie să ne întoarcem la El. Întoarcem la Hristos, nu poate fi depășit. Ori acest neam și acești oameni sunt mărturisitori ai Hristos și mărturisitori ai trăirii neamului lor în Hristos. Și am necesității de a păstra această mărturie până la sfârșit. Și unii au făcut-o cu prețul vieții. De aceea vorbim de Sfinții Închisorilor. Nu de altceva. Și Sfinții nu numai Închisorilor. Cum să știți, toată țara se și numea lagărul comunist. Era un lagăr, era o închisoare. Multe puncte de vedere. Asta nu împiedica oamenii să fie spiritual liberi. Poate mai liberi decât suntem astăzi. Când suntem foarte sclavi din punct de vedere spiritual, foarte înrobiți sau supuși unor atacuri de robire, unele hoții și altele perfide. Așadar, e minunat când întâlnești acești țărani și acum o să mai dau mărturie, nu vreau să țin totul prea mult, mi-aduc aminte de Părintele Petronii Tănase, starețul nostru, minunatul nostru stareț plecat acum la Dumnezeu, la Domnul, de la Muntele Athos, de la Prodrom, sfântul nostru românesc, și care o carte se cheamă Chipul Smerit din Ortodoxie, sau cam așa se cheamă. Și unul din chipuri, ultimul chip din carte, după sunt tot felul de călugări, de oameni minunați, extraordinari, cu asceză, cu fine, cu chipul mamei lui. Și povestește el foarte frumos acolo în capitolul ăsta. Acum parcă nu termină un singur lucru din ce spune acolo. Zice, în Joia Mare, mama lui care zice, nu știa carte, Margherita știe carte multă, nu știa carte, zice, dar totdeauna știa când e o sărbătoare sau alta. După, nu știa după ce. N-avea nici calendar să se uite, nu putea să citească, nu întreba, știa. Și în Joia Mare se ducea întotdeauna și spăla picioarele unei femei din sat, dar nu era un gest așa numai simbolic. Unei era necăjite, bolnave, neputincioase. Și dacă Hristos a spălat, cum să nu spăl și eu. E, avem toate temele ca matematică să credem că nu sunt ființe, cum să zic eu, rare, așa, cu totul rare, ci sunt multe, multe alți, sunt mulți alți țărani la fel de minunați, neștiuți, știuți la Dumnezeu, care dau consistență neamului, pe lângă personalitățile care sunt și ele extraordinare. Da. Țărănia noastră e temeiul nostru. Spunea Ioan Alexandru odată foarte frumos, vedea România ca un sal în peisajul urban al Europei. Extraordinar. Acum, cum spun, am întâlnit țărani și în activitatea mea de cercetător aici, am fost tot așa. Cipriani cercetător la Muzeul Țăranului Român, 20 de ani. Și înainte, sunt țărani care sunt, prin firea lor, comunicativi, mai comunicativi. Alții sunt mai... Și povestesc. Și e minunat să-i asculți. Întâmplă bărbații au din război, din diverse... în armată, în tot felul, femeile le-au pe ale lor și povestesc. Ce aici puțin mai special este că cel care povestește a avut și dorința și puterea să scrie. Însă și cartea minunată care a făcut-o Irina Nicolau și cu echipa ei despre Elisabeta Aliza, Elisabeta Aliza, cea minunată, cea n-a scris. Ea a povestit și s-a transcris. Aici avem o situație în care cu multă râvnă, cu mult dor să o facă, la puta mulți ani toată să povestească, a scris. Ea e scrisul ei. Bineînțeles, din cauza că a scris mai mult decât este aici, și a fost diverse, să spunem, restricții de spațiu, de așa, aici de la Mănăstirea Diaconești a mai redus din text. S-ar putea să fie necesar o altă ediție mai larg. Acum, cum vă spun, chiar parcurge viața din 31 până la azi, până ca 83 de ani,
cu evenimente care au marcat viața. Dincolo de evenimente care am spus, sunt evenimente care se întâmplă în viața unui om. Sunt apar și nenorociri și zile fericite și sunt momentele de care se cheamă de trecere, nu? Că căsătorești, că ai copii, colectivizarea, toate acestea ea încearcă să le povestească, pornind cumva așa cronologic de la rădăcinile ei, de la bunicii care au ceva fabulos așa, să vedeți când citiți că sunt veniți și din Bulgaria și sunt o combinație specială. Locul este special pentru că e aproape de Prut și toate evenimentele astea cu trecerea rușilor într-o parte și într alta, au avut și este ele în fața lor. Și atunci, sigur că ideea este, ar fi ca ea să ne povestească în continuare și mai mult și dacă, dacă avem noi curiozități în sensul acesta, sigur că orice lucru poate fi aprofundat din ce a spus acolo. Poate că sunt detalii, poate că sunt lucruri care, în fine, le-a considerat ea atât de necesare, care considerăm noi. Unii care au ochii cercetătorului într-un fel, alții care au nostalgia satului în altul fel. Și atunci, mai degrabă decât cartea, sigur, sau în prelungirea cărții, ar vrea să avem o întâlnire cu omul, Margherita, cu Zoom și cu felul ei de a se comunica. Și a pus haine de sărbătoare, pentru că sărbătoare pentru ea, mi-aduc aminte că acum mulți ani aici am avut o prima lansare și mai mă leagă ceva de ea. Mă leagă de Maria Axenie, că mi-a plăcut întâlnirea, mă leagă de data aceasta și uite, mă leagă și faptul că aici am avut și o lansare la care era Colea Berna, ca să pomenesc din nou. Așadar, că eu îi spun acum, cum am pus în încheierea prefeței, că să rup mâna, că îi mulțumesc că există, că dă demnitate nouă românilor, acestea sunt oameni care le dă o demnitate cum să vă spun eu, neîndoielnică, foarte clară, limpede, și că aștept, pentru că am fost o prima dată, mi se pare nespus de tânără, în felul în care se mișcă, arată, gândește, deci are posibilitatea să-și continue ajutată puțin cu întrebări, cu unele de teme, să-și continue, să zicem, opera cu o carte, spre bucuria noastră și spre mărturia care trebuie să o dea fiecare. Fiecare crede că viața lui este o poveste demnă de scris. Nu ați auzit pe mulți, dacă ar fi viața mea. Ea chiar și-o spune viața ei și e demnă într-adevăr de a o parcurge împreună cu ea. Pentru că e spusă frumos, limpede, are așa o frumusețe și a spunerii și a trăirii. Deci să văd mâna, mai trebuie să auzim încă o dată și o îmbrățișare, o sărătare. Mă da, mă iertați. Mi-a spus așa ca să mai spun și eu.